Suntem la standul companiei MiniCRM, companie care este și în acest an partener al expo-conferinței IME World. Ce au adus ei nou și cu ce vor să vină în întâmpinarea firmelor din România, ne spune Bettina Saleh, reprezentant vânzări și dezvoltare pentru MiniCRM România. Bună! Ce faci? Bună, bine, bine, ne bucurăm să vă regăsim din nou și în acest an. E a doua zi de eveniment. Exact, e a doua zi. Cum au mers lucrurile până acum? Foarte bine până acum. Multe companii, din ce în ce mai multe companii din domeniul IT, soluții noi. Ne bucurăm să vedem asta pe piață. Când vin la voi, nu vă întreabă ce e MiniCRM? Ba da, toată lumea ne întreabă de ce e MiniCRM, ce înseamnă MiniCRM. Și ce le zici? MiniCRM este o soluție foarte ușor de implementat, de customizat, de învățat, pentru că scopul unui CRM este să fie folosit. Dincolo de a avea funcționalități foarte dezvoltate, poți să ai cel mai bun CRM de pe piață. Dacă oamenii nu-l folosesc, după părerea mea, este degeaba. Dacă nu e mini? Dacă nu e mini? Nu, trebuie să fie ușor de folosit, astfel încât oamenilor să le facă plăcere să folosească sistemul respectiv. Cu ce ați venit voi anul acesta? Încă din primul an în care am intrat pe piața din România, am participat la acest eveniment, astfel ne aflăm la a treia participare. Și anul trecut ne-am dezvoltat foarte mult și echipa, cât și numărul de clienți. MiniCRM promovează o soluție de tip CRM, care este menită să dezvolte procesul de vânzare în companii și nu numai. Dar dincolo de asta promovăm și o mentalitate axată pe clienți. Și scopul nostru final este să trecem, să schimbăm mentalitatea din România, antreprenorilor români, de la o vânzare axată pe tranzacții la o vânzare axată pe client. E foarte interesant. Și cum se face asta? Că știu că jocul acesta cu mintea omului e cel mai greu de câștigat. Da, nu este foarte ușor pentru că există o reticență foarte mare pe piața din România la schimbare. Și atunci, în momentul în care o companie adoptă o tehnologie nouă, își schimbă procesele, trebuie să gândească în sistem. Exact la asta mă gândesc. Exact. Trebuie să gândească în sistem. Managerii au un rol foarte important în adoptarea unei tehnologii noi, pentru că ei pot să influențeze modul în care angajații o să vadă această schimbare în companie. E al treilea an de când sunteți aici, știu că v-am văzut și acum 3 ani, tot eu eram. Care simți că ar fi diferența în întrebările celor care vin aici, în curiozitățile lor, în cum s-a schimbat situația de atunci și până acum? Ceea ce ne privește pe noi ca brand, avem un impact mai mare, zic, și oamenii au auzit de noi și când vin, deja, voi sunteți de la MiniCRM. E o schimbare care se simte foarte mult de la an la an și în ceea ce privește sistemele CRM, eu fiind care lucrând în vânzări, din ce în ce mai mulți oameni cunosc, au auzit de tehnologia unui CRM și sunt curioși. SMBs and Enterprise Solutions Stage. Aceasta este scena la care voi sunteți parteneri. De ce ați ales-o pe aceasta și nu pe, nu știu, hai să ne uităm la alta, Dev Stage? Pentru că noi, în primul rând, ne axăm pentru IMM-uri, pentru small and medium businesses și am vrut ca toți oamenii, toți micii antreprenori să vină la scena noastră și să cunoască din ce în ce mai multe soluții informatice moderne cu care să își eficientizeze modul de lucru. În acest context în care voi vreți ajutați practic tinerele firme create, că cele mai multe firme mici și mijlocii sunt tinere. Care crezi că este rolul acestui eveniment și dacă își atinge misiunea de a ajuta și de a impulsiona această digitalizare al mediului de business din România? Consider că Internet and Mobile World este un eveniment unic în România și se diferențiază destul de mult de celelalte evenimente business prin prisma modului în care este construit. Este un eveniment foarte dinamic, este unul complex, abordează diferite subiecte și este un mod plăcut în care antreprenorii pot să vină și să interacționeze cu cele mai moderne tehnologii de pe piață. Iar în ceea ce privește digitalizarea companiilor, din experiența noastră, digitalizarea nu se petrece peste noapte, este un proces de durată, însă Internet and Mobile World contribuie mai mult la creșterea conștientizării beneficiilor pe care un sistem le aduce într-o companie. Bettina Saleh, reprezentant vânzări și dezvoltare la MiniCRM România, mulțumim foarte mult! Mulțumesc.